1 capitolul 18, începând de la versetul 16. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia l-a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis, Tu ești acela care ne norocești pe Israel”. Ilie a răspuns, Nu eu ne norocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și v-ați dus după Bali. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroce lui Bal și pe cei 400 de proroce a care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, Până când vreți să-și căpătați de amândouă picioarele, dacă Domnul Dumnezeu este dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este bal, mergeți după bal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului, eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Bal sunt 450. Să ni se aducă doi junci, ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pune pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului, Dumnezeu care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis, bine. Ilie a zis prorocilor lui Bal, alegeți-vă un jung din cei doi, pregătiți-l, voi întâi, că sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit. Și au chemat numele lui Bal de dimineața până la miază, zicând, Bale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns și sărea împrejurul altarului pe care îl făcuseră, la miază Ilie și-a joc de ei și a zis, strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și sulețele până a acur sânge pe ei. Când a trecut amiază, au ajurat până în clipa când s-a ducea de seară dar nu s-a auzit niciun glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine și tot poporul s-a apropiat de el și Ilie adresa altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese, Izrael îți va fi numele și a zidit cu pietrele acelea un altar în numele Domnului. A făcut în prejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți patru vedre cu apă și vărsați-le peste arderea de tot și peste lemne. Și așa o au, făcut. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta dată și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți și a treia oară și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și au umplut cu apă și șanțul. În clipa când se ducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne, Dumnezeule, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeul în Israel și că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să, te, să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a măistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și asupt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocii lui Bal, le-a zis Ilie, și nici unul să nu scape. Și au pus mâna pe ei și Ilie a pogorât la bărăul Chison și i-a înjunghiat acolo. Amin. Să ocupăm locurile. Pentru că serviciile noastre de duminică seara Apar și la Credo TV în fiecare sâmbătă seara la ora 7. Ar vrea să dorim binecuvântarea Domnului și pentru cei care ne urmăresc la programul acesta de televiziune. Dumnezeu să binecuvânteze casele tuturor fraților noștri care își fac timp să asculte cuvântul Evangheliei. Suntem într-un studiu biblic despre vremea lui Ilie. Eu personal cred că vremurile noastre, așa cum am și cântat de altfel, seamănă cu vremurile lui Ilie. Suntem conduși de un împărat păgân care își forțează peste noi religia lui păgână. O corectitudine politică religioasă îi fac pe creștini adevărat să se ascundă și să tacă. Pe când răul este promovat, și idolatria câștigă teren în această țară. Și nu numai în America, lucrul acesta se petrece peste tot. Este nevoie de o provocare venită de la Dumnezeu pentru neamurile Pământului care trebuie să decidă cine este Dumnezeul care merită închinarea noastră. Trebuie să vină un Ilie care să spună până când vreți să șchiopătați de ambele picioare, până când umblați între două idei, până când oscilați între două teologii, până când vreți să fiți și creștini, dar și lumești în același timp, până când. Și să vină un om al lui Dumnezeu care să ne provoace să stabilim care este Dumnezeul adevărat, care merită închinarea noastră. Ilie este un țăran, sau dacă vreți, un muntean din munții Galadului, asfru ca munții de unde vine, îmbrăcat ciudat, luat de Dumnezeu de acolo și trimis direct la Palatul Regal. Ilie ține o predică extrem de scurtă, probabil câteva secunde. Viu este Dumnezeul pe care voi credeți că l-ați omorât, despre care voi credeți că nu mai există. Este viu acest Dumnezeu, a cărui proroc sunt, și pentru că vreau să demonstrez acest lucru, nu o să ploaie în țara asta decât la porunca mea. Amin și a fugit. Cred că așa trebuie să facem. Spune adevărul și fugi. Pentru că după ce ai spus adevărul, ori vei fi crucificat, nu? Foarte puțini oameni sunt aceia care se pocăiesc atunci când ascultă adevărul. Foarte puțini. De obicei, e mai ușor să ucizi mesagerul decât să primești mesajul. Oamenii lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, mai ales prorocii, toți au murit din pricina mesajului lor. N-a plăcut mesajul și i au omorât. Același lucru s-a întâmplat cu Domnul Isus și n-aș vrea să credem că noi vom avea parte de un alt fel de tratament decât același. Imediat după predicația asta extrem de scurtă, Ilie este ascuns de Domnul la Părâul Cherit. Acherit, așa cum am învățat, înseamnă loc în care Dumnezeu l-a tuns, l-a curățat pe Elie, așa cum se curăță pomii sau vița de vie. L-a hrănit cu corbi, corbii l-au hrănit pe Elie, ducându-i carne și pâine, probabil de la bancheturile lui Ahab, singurul care mai avea resurse pe vremea aceea, și a băut apă din pârâu. În ziua în care a Secat pârâul, Elie a înțeles că Dumnezeu are un alt plan pentru el. De data asta, Dumnezeu îl trimite pe Elie în sarepta Sidonului, în țara Izabelei, să-l ascundă acolo și îl dă în întreținere, dacă vreți, la o văduvă. Toată mândria lui de bărbat este provocată, nu? Bărbații trebuie să îngrijească ei de văduve, nu să fie îngrijiți de văduve, nu-i așa? Ilie experimentează alături de văduvă și fiul ei o minune extraordinară a lui Dumnezeu, portarea de grijă a lui Dumnezeu în fiecare zi. Nu abundență, ci un puțin care ajunge, un puțin care se reface în fiecare zi. Făina și uleiul se refac și văduva și Ilie pot să servească din mâncarea aceasta puțină, dar suficientă, ca să supraviețuiască vremii de foamete. Ilie, în final, este supus la cel mai mare examen al vieții sale. Fiul văduvei moare și Ilie se roagă pentru prima dată în scriptură. Avem învierea unui mort la rugăciune unui om. De-abia după minune aceasta, Ilie este declarat omul lui Dumnezeu. Până atunci era un om din Galad din tijbea galadului. Acum era omul lui Dumnezeu, gata să-l trimite Dumnezeu în acțiune. Duminica trecută am învățat despre întâlnirea lui Ilie cu Obadia. Ilie este angajatul lui Dumnezeu, Obadia este angajatul lui Ahab. Obadia este tipul acela de creștin care vrea să împace și guvernul ateu și pe Dumnezeu în același timp. Și Obadia are, este un exemplu clar că nu poți să sujești la doi stăpâni. Ilie îi poruncește lui Obadia să se ducă să-l caute pe Ahab. Și iată că în această seară avem întâlnirea dintre Ahab și Ilie. Este foarte interesant că în discursul lui Ilie, el poruncește lui Ahab. Poruncește lui Ahab. Subiectul nostru, așa cum l-am anunțat și pe Facebook, și peste tot, se intitulează Focul Sfânt. Focul Sfânt. Focul care vine de la Dumnezeu. Ilie este pregătit acum de marea confruntare. Ilie este pregătit de marea confruntare. În primul rând, Ilie îl confruntă pe Ahab, versetele 17 la 20 în loc de salut, Ahab îi spune lui Ilie, tu ești cel care ne înorocești pe, pe Israel. Cine sunt de vină, Nu tot Totdeauna oamenii lui Dumnezeu sunt de vină pentru toate lucrurile. Nu Ahab care păcătuiește, nu Ahab care a întors fața lui Dumnezeu, nu Ahab care duce o țară întreagă să se închine lui Bal, nu, ci omul lui Dumnezeu care deconspiră o asemenea religie falsă. Tu ești cel care nenorocești pe Israel? Răspunsul lui este pe măsură, nu eu. Tu și casa Tatălui tău ați nenorocit pe Israel pentru că, în primul rând, ați spărăsit legea lui Dumnezeu și apoi, în al doilea rând, v-ați închinat lui Bal în loc să vă închinați lui Dumnezeu. Tu ești cel care ai nenorocit, tu și casa Tatălui tău. Ai întors spatele poruncilor lui Dumnezeu și te-ai dus după Bal, după Dumnezei păgâni. Provocarea aceasta pe care o face Ilie lui Ahab este devastatoare. Ilie nu vorbește acum ca un țaran venit din munții Galadului, vorbește ca omul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu. Citind acest text, este limpede cine are autoritatea în confruntarea aceasta. Indiscutabil, autoritatea o are Ilie. Ilie nu se duce la Ahab, ci trimite să vină Ahab la el. În acuzația falsă pe care o aduce Ahab, Ilie triumfă și spune tu ești cel care e nenorocit pe Israel și acum porunca care vine de la Dumnezeu strânge pe tot Israelul la mine pe muntele Carmel. Strânge toți prorocii lui Bal și toți prorocii Astartei. Aveau 450 de proroci ai Astartei, 400 de proroci ai Astartei și 450 de proroci ai lui Bal. 950 de profeți mincinoși erau hrăniți în casa lui Ahab și a Izabelei. Strânge-i pe, pe toți la mine. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Este impresionantă autoritatea lui Ilie. Ilie vorbește numele lui Dumnezeu acum și împăratul se supune. Ilie apoi, în fața poporului pe Carmel, are o provocare specială pentru această națiune. Le pune de la bun început întrebarea, întrebarea fundamentală. Până când vreți să oscilați între două stiluri de viață? Până când vreți să fiți și cu Jehova și cu Bal, până când vreți să șchiopătați de ambele picioare. Cred că cea mai pertinentă întrebare care trebuie pusă creștinismului american, despre care am învățat azi dimineață, că este într-un tsunami. 3.500 de creștini americani se lasă de biserică în fiecare zi, Cred că întrebarea lui Ilie a trebuit să sune la fel. Până când vreți să oscilați între două opinii, între două religii? Până când vreți să fiți și creștini, dar să și înghițiți tot lumescul și tot zeii la care se închină națiunea noastră? Până când? Trebuie să alegem, trebuie să ajungem într-o zi să alegem. N-ați văzut pe, bare, pe barele multor mașini de astăzi, Coexist, un cuvânt creat din simbolurile tuturor religiilor uh, care există. Nu? Sunt și creștinii printre ei în acest coexist. Cred că Ilie ar trebui să spună până când vreți să șchiopătați de, și de mâini și de picioare. Sunteți absolut niște handicapați. Vreți să vă închinați la toți zeii care există. Nu? Acest coexist. Cred că îl portau și carele lui Ahab, nu? Pe bara din spate, coexist. Ehova și bal în același, în același text, în aceeași reclamă. Până când vrem să îmbinăm spiritualitatea cu materialismul în, la care se închine America? Până când? Până când vrem să împăcăm creștinismul cu islamul pașnic, atât de pașnic, când, când ne taie gâturile, nu-i așa? foarte pașnic. Până când vrem să coexistăm și să șcăpătăm de ambele picioare? Până când vrem să oscilăm între două puncte de vedere care nu se împacă la oaltă absolut deloc? Este întrebarea fundamentală pe care Ilie o pune poporului care se adună pe muntele Carmel. Problema națiunii este aceasta. Cine este Dumnezeul care merită închinarea? Cine este Dumnezeul cel adevărat? Trebuie să stabilim acest lucru. Această toleranță infinită față de crezul tuturor, O oh, trăim în pace unii cu alții, sigur că da. Azi mergem și ne închinăm lui Bal, mâine ne ducem și ducem, uh, o, o luăm de, de vinerea. Vinerea ținem. Uh, sărbătoarea musulmană, sâmbăta mergem la evrei și duminica la creștini, nu așa? Le împăcăm pe toate. Această coexistență nu este deloc pașnică. Pentru că nu-L putem pune pe Dumnezeul cel adevărat alături de idolii falși a acestor religii păgâne. Nu putem să o facem fără să intrăm în conflict cu Dumnezeul cel adevărat. Trebuie să stabilim care este Dumnezeu la care noi ne închinăm. Trebuie să existe o zi în care să spunem Domnul Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu și nu o nu, nu, nu să mă închin de azi înainte în fața nimănui decât în fața lui. Este foarte interesant că, după ce aude lucrurile acestea de la Ilie, poporul nu i-a răspuns nimic. Lașitatea acestor oameni este vizibilă prin tăcerea lor tăcerea de la mijlocul drumului. Nu? Tăcem din gură că nu știm cum o să iasă. Nu? Ați auzit de bunica aceea care s-a dus la Voroneț și a început să pupe pe toți sfinții de pe pereții mănăstirii. Și l-a pupat și pe diavolul. Și cineva a zis, bunico, dar asta e diavolul? Zice, nu se știe, dragă, unde o să ajungem noi după ce murim ne punem bine cu toți, că nu, nu o să știm unde o să ajungem în final, nu-i așa? Ne punem bine și cu Mahomet, că da, dacă ăsta o fi adevărat. Este tăcerea aceea lașă a mijlocului de drum, tăcerea de pe fâșie, nu? Trecem, nu trecem, nu știm unde suntem. Suntem pe, pe fâșia dintre două împărății, vrem să locuim la mijloc undeva. Cei care ați trecut granița, mai ales pe timpul comunistilor, știți bine ce a însemnat fâșia. Se murea pe fâșie. Nu poți să trăiești în țara nimănui. Nu poți să împaci și uh, Occidentul și comunismul în același timp. Nu? Nu s-a putut. Știți bine, a trebuit să alegeți într-o zi în ce țară locuiți. Și ați, unii dintre dumneavoastră ați riscat totul ca să trăiți într-o țară liberă. Dar tăcerea aceasta este semnificativă. Poporul tace. Um, Ilie provoacă apoi pe prorocii lui Bal. Prooac, uh, provoacă pe prorocii mincinoși. Um, în primul rând, Ilie spune iată care sunt echipele întrecerii. Urmează să avem un, un, o, o întrecere aici. Urmează să stabilim care este Dumnezeu cel adevărat. El este unul singur împotriva 450 de proroci al lui Bal și dacă mai adăugăm vreo 400 de astartei, împotriva la 950 de oameni. El spune foarte clar, eu singur am rămas din prorocii Domnului. Iată care sunt termenii acestei, acestei confruntări, nu? Avem doi jungi. Fiecare dintre noi vom pregăti un altar și vom jerfi animalul acesta Dumnezeului nostru. Și Dumnezeul care răspunde prin foc, acela este adevăratul Dumnezeu, este atât de dureros că poporul spune bine. Deci, până în momentul acesta, neamul lui Israel îi dă șanse lui Bal. Încă mai crede că s-ar putea să vină foc pe altarul Balului. Bine. Nu e bine deloc, ar fi fost clar de, să spună de la bun început, nu are rostilie să facem asta. Noi știm cine este Dumnezeul cel adevărat. Dumnezeu cel adevărat a scos neamul nostru cu mână tare din Egipt și ne-a dus în țara asta unde curge lapte și miere. Avem o istorie încărcată de prezența acestui Dumnezeu. Nu are rost să-L mai punem la test. Noi știm cine este. Dar Ilie are de-a face cu o generație care a uitat ce a făcut Dumnezeu cu părinții lor. Așa cum avem noi de-a face cu o generație care a uitat ce a făcut Dumnezeu cu noi, părinții lor. Ne-a scos Dumnezeu cu mânătare din România lui Ceaușescu, comunistă, și am venit aici și ne-am riscat viața. Și tinerii noștri stau pe phone, pe iPhone. Așa? Am găsit o caricatură care am și publicat-o. Mâine poimeni așa o să fie, nu? Pastorul textuiește Praise the Lord și pe telefon apare Amen. O să avem niște adunări din asta mute, prin texting, prin lumea virtuală. Întrebați-i, mai știu ceva despre minunile care le-a făcut Dumnezeu cu părinții lor? Nu mai știu. Mai știu ceva ce a făcut Dumnezeu în viața bunicilor lor? Nu mai știu. Pentru că un alt zeu este la orizont. Nu-i așa? Oh, ce petreceri, ce Paris sunt în jurul lui Bal. Ce orgii și ce distracții sunt în jurul lui Bal. Ori la biserică e boring, așa -i? Plictisitor la biserică. Dumnezeu asta, a părinților noștri plictisitor, domnule. Noi am vrea să fim distrați, entertained, okay? Noi am născut să ne distrăm. Everything is boring. Chiar așa este? Ei, o să vă confruntați voi cu viața, să vedeți cât de boring este viața. Dar până mama plătește telefonul, până mama plătește benzina, până tata scumpără mașină, până când totul este ok, te distrezi, așa pe banii altora. Dar va veni vremea să te distrezi pe ai tăi. Și când o să plătești bilurile, la nepoții mei le-am dat de lucru ceva zilele astea și i-am plătit. O, oh, man, au fost foarte happy. Următoarea zi, când mai aveau ceva de lucru, mi-au cerut mărire de salar. <laughs> <laughs> nu mai era suficient uh, 10 dolari, 13, mai 13, nu? 30%, domne, mărire de salar. Like that. Okay? Bineînțeles că nu -o, o să plătească bilurile cu banii ăștia. Așa cum nu plătești nici tu. Plătește mama și tata tot. Her life will be not so funny când o să începi să plătești bilurile. Tragedia este că poporul acesta mai crede în bal, domnule, mai crede în șansele lui bal. Ați zis, bine, sigur, asistăm la concursul ăsta între Dumnezei. Să vedem care e mai puternic. După provocarea aceasta pe care Ilie o face națiunii sale, lui Ahab, poporului și prorocilor mincinoși, Ilie declanșează această probă a focului. Să cânte muzica, zice Ilie, să înceapă spectacolul acum. Și, Doamne, ce spectacol! 950 de proroci probabil aveau uniformele lor, arătau bine, îmbrăcați bine, erau grași pentru că îi hrănea Izabela așa. S-au pus, și-au făcut un altar, au, au junghiat și au început să se roage. Hmm. Și-au făcut religie la maximum. Au strigat, au alergat în jurul focului, în jurul altarului. Au țipat, au urlat, s-au pestrecut, au ajuns să aiureze, spune Sfânta Scriptura. Au aiurat, pur și simplu, aiurau, urau fără ei. S-au tăiat cu săbile și curgea sângele pe ei. Să-l convingă pe Dumnezeul ăsta al lor să dea un pic de foc, să prindă un chibrit la altarul lor și nu venea niciun foc din cer. Îmi place de Elie, ce sigur e pe el omul ăsta. Elie vede tot spectacolul ăsta îngrozitor. Îi vede ce religie fac și sunt pasionați, domnule, de, de credința lor. Au toate ritualurile în funcțiune, au spirit de sacrificiu, să taie în carne vie, domnule, cu săbile și cu sulițele. Ilie spune, când le-a văzut, le -a văzut efortul inutil, uh, Ilie și-a bătut joc de ei. Și le-a zis cuvintele acelea atât de îngrozitoare, strigați tare, e Dumnezeu, nu? Voi, Credeți că e Dumnezeu, nu e așa? sigur că da, o zis, Dumnezeu, atunci strecați stare, poate n-aude. Fii tare de urechi, nu? Se gândește la ceva și când se gândește, asta n-aude. E foarte preocupat. Poate este într-o călătorie. Are geabă lui de Dumnezeu, umblă din coace încolo, nu? La răspuns la rugăciuni. Poate că doarme. Să odihnește și el. Strigați tare, poate îl treziți. Și au făcut-o până seara. Și când a venit timpul gerfei de seară, Ilie face și el religie, dacă vreți, dar religia lui este extrem de scurtă, simplă. Ilie, în primul rând, pregătește și el altarul, îl drege unul vechi, unul dărâmat de prorocii păgâni, unul dărâmat de o religie falsă, unul dărâmat de un regim politic împotriva lui Dumnezeu, repară altarul acela, altarul lui Jehova. Îi repune cele 12 pietre, care probabil au fost aruncate, cine știe cât colo, și pregătește altarul Domnului și Ilie cheamă numele Domnului peste cerfa pe care el o face. Rugăciunea lui Ilie este nu numai scurtă, dar foarte profundă. În primul rând, cere ca Dumnezeu să fie glorificat în ziua aceea și să primească închinarea care el o merită. Cere să fie adeverit profetul pe care Dumnezeu l-a trimis, să adevărească Dumnezeu din ceruri că mesajul trimis prin Ilie este de la el. Și apoi spune poporul ăsta să fie trezit. E nevoie de o trezire spirituală acum. Trei lucruri cere Ilie și în final a venit focul din cer de la Dumnezeu peste jerfa lui Ilie. Dumnezeu răspunde cu foc, dând dovada din ceruri că Jehova este Dumnezeul adevărat. În Ultimul lucru care vreau să menționez este că această criză, care capătă o intensitate extraordinară până la rugăciunea lui Ilie, când focul coboară din ceruri, există o detente emoțională extraordinară. O mie de predici să fi ținut Ilie. Nimic nu s-ar fi putut compara în intensitatea unei convingeri profunde pentru neamul acesta ca și focul lui Dumnezeu care a venit din ceruri. În momentul acela, toți încep să strige Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Știți că biserica de astăzi ar avea nevoie de câteva lucruri extrem de importante. În primul rând să refacem altarul rugăciunii în casele noastre. Știți de ce suntem noi unde suntem în crizele în care ne aflăm? Și le știți fiecare pe care le aveți. Este că nu ne mai rugăm. Că am scurtat rugăciunile. Aproape le-am scos din ritualul nostru de fiecare zi. Nu mai căutăm închinarea înaintea lui Dumnezeu pentru că avem bali acestei lumi. Avem zei acestei lumi pe care îi urmăm de dimineața până seara. Ei ne mănâncă timpul, ne mănâncă banii, ne mănâncă energiile. Altarul lui Dumnezeu este dărâmat în foarte multe case creștine. Ne purtăm necreștinește pentru că altarul rugăciunii nu mai este cum trebuie să fie. Este dărâmat. Nu ne mai rugăm. O, o să ne rugăm mai târziu când o să avem marile suferințe care vin în urma unei asemenea gest, unei asemenea neglijențe. O să ne rugăm și o să plângem. Dar până ce nu se repara altarul, lui Jehova, altarul lui Dumnezeu, al rugăciunii în casele noastre, vom suferi și vom rătăci după Dumnezeu străin în acestei lumi. Oamenii se închină cu fața la pământ. Elie se proșterne cu fața la pământ înaintea lui Jehova. Apoi, mărturisirea aceasta de credință, a întregului popor cu fața la pământ este semnificativă Domnul este adevăratul Dumnezeu Domnul este adevăratul Dumnezeu Până nou vom ajunge să facem această declarație cu profundă convingere încă vom avea de rătăcit prin zeitățile acestei lumi Porunca lui Ilie este extraordinară Ilie vrea să revină la credința cea adevărată. Și este un singur mod. Abandonezi zeii păgâni, te întorci la Dumnezeu cu toată inima ta și distrugi religia aia veche care a fost până acum. Ilie elimină prorocii falși. Elimină prorocii falși din mijlocul lui Israel. Dă semnul. Puneți mâna pe prorocii lui Bal. Puneți mâna pe prorocii lui Bal. Porunca lui Ilie este uh, o, o, un atac direct la religia păgână a neamului său, un atac direct la Ahab și Izabela, care întrețin această religie păgână. Și prorocii lui Bal sunt duși la părăul Chison și înjungheați acolo, spune Sfânta Scriptură. sunt înjungheați acolo. Și Ilie spune să nu scape niciunul, să nu scape niciunul. Pentru că dacă scapă vreunul, iară reînvie religia asta falsă în țara noastră. La Peru, Chison, i-am junghiat pe prorocii lui Bal. Menționam data trecută că aici, pe Carmel, nu îl avem pe Obadia. Cine știe unde se ascunde acum, ca să rămână bine și cu Ahab și cu. nu știe ce se va întâmpla după evenimentul ăsta de la Carmel. Vreau în concluzie să menționez câteva lucruri. Numărul 1. În viața lui Israel este un moment astral, momentul ilie. Un moment în care asistăm la o cotitură, la, la o schimbare de macaz totală, de la o închinare păgână înaintea balilor, a zeilor fertilității și ale progresului, dacă vreți. Israel se întoarce înapoi la Jehova, Momentul ilie, momentul convertirii naționale. Să știi că dacă în viața ta nu va urma un asemenea moment de cotitură, când vei abandona religia ta păgână, concepțiile tale păgâne și te, nu, și te vei întoarce la Dumnezeu, tu o să mergi tot din rătăcire în rătăcire. E nevoie de o asemenea schimbare dramatică, de un punct de, de cotitură. De un moment astral al vieții tale. Un al doilea lucru care vreau să-l menționez este că e nevoie de un asemenea moment în țara asta în care noi trăim în America. Să ne rugăm ca Dumnezeu să trimite un ilie la Casa Albă. Să trimite un ilie la Casa Albă și să spună dacă Dumnezeul vostru este Mahomed. Închinați-vă lui Mahomed. Dar dacă Dumnezeu. Tatăl Domnului Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, atunci să ne închinăm Lui. Trebuie să vină ceva, cineva, să provoace religia duplicitară a vremii noastre. Trebuie să existe un moment astral de întoarcere a acestei națiuni către Dumnezeu. În al treilea rând... Religia falsă trebuie provocată și demascată. Avem obligația să provocăm religia falsă și să o demascăm. Zilele acestea am mult de suferit pe lumea virtuală pentru că am început să demasc o serie de practici religioase false, să vin de atâta fals, atâta înșelăciune în lumea religioasă de astăzi. Și, Doamne, ce furioși sunt acești profeți ai lui Bal. De la blesteme și înjurături am căpătat de toate. Noroc că mai pot să blochez pe câte unul, mai ales pe Facebook, is not my friend anymore, ok? Și mai scap. Dar în momentul în care ai provocat o religie falsă, ai de face cu diavolul direct. Este indiscutabil. Dacă nu l-ai supărat pe diavolul, totul e fain, super, n-are -are treabă cu tine nimeni. În momentul în care l-ai provocat însă, ai de face cu el. Religia falsă trebuie provocată și demascată. 4. Avem nevoie de o trezire spirituală autentică. Este cineva care crede lucrul ăsta care are nevoie de o trezire spirituală? Cam, cam puțin. ok? Ce credeți că trebuie făcut? Tot să așteptăm să ne dea Domnul trezire, Doamne, pune dragoste între frați, Doamne, de... ce-ar fi să reparăm altarul rugăciunii din casă? Uitați unde sunt pietrele. Reparați altarul rugăciunii de acasă, chemați-vă soția și copiii la rugăciune. Căutați-L pe Dumnezeul cel adevărat. Avem nevoie de o trezire spirituală în biserica noastră. E nevoie de o trezire spirituală în țara asta în care noi locuim, în America. Dar nu o trezire din aceea ca un Toronto blessing, pică lumea pe jos și râde până nu mai poate. Nu o trezire din aceea care se desfășoară numai în pensacola. Nu o trezire din aceea care uh, ne face să vedem. Nu, nu știu ce se întâmplă cu, cu lumea noastră creștină de astăzi. A, a nebunit complet. Nu mai știu cum se păcălească pe oameni în aerul condiționat să pun fulgi de pene de gâscă, probabil. Și dintr-o dată apar fulgi prin toată biserica de la aripile îngerilor, fraților. Au fost niște îngeri pe aici, zburând așa prin biserică, le-au picat fulgii. Okay? Îngerii nu se văd, dar fulgii se văd. Nu, sigur că da. Fulgii sunt vizibili. Milioane de americani cred prostia asta în fiecare duminică. Să plimbă cineva printre oameni și unge cu un de lemn. Cine știe, pe, mai ales pe copii care nu sunt atenți, a, ungerea Domnului, uns pe mână. Începem să credem în tot felul de tâmpenii și tot felul de prostii. N-ai văzut, au fost niște îngeri, au rămas praf de, 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 aur. Spunea unul din România și m-am uitat la el, am zis, mă, -i serios sau cineva, ai... nu-i normal aici. Mi-a povestit cum Domnul i-a umplut lui carile dentare cu aur. Wow! Mi-am zis, tu ești un om periculos. Mi-am zis, de ce? Păi dacă pe mine mă doare un picior și tu te rogi pentru mine, o să-mi dea Domnul un picior de lemn. <gângă> nu? Păi dacă tot voia Domnul să-ți repare dinții, de ce nu ți-a dat o măsea bună, Domnule, nu? <gângă> ți-a plombat-o cu aur. Wow! Na, nu mai spune. Cască gura să vedem. Oamenii încep să crească tot, să creadă tot felul de prostii și sunt manipulați vieții oameni de asemenea credințe de un misticism și de o, de, o, de o absurditate ieșită din comun. Și asta merge, și asta funcționează. Și oamenii cred toate lucrurile astea. Religia falsă trebuie provocată. Noi avem nevoie de o religie adevărată. Trezirea vine când putem declara Domnul este Dumnezeul adevărat. Domnul este adevăratul Dumnezeu, nu altcineva. Domnul să dea o asemenea trezire națiunii în care noi ne aflăm. Și aș vrea să încheiem seara aceasta cu rugăciune. Și haideți să ne rugăm așa cum cântăm câteodată, Doamne trezește-ne din nou. Haideți să promitem Domnului că vom repara altarul rugăciunii din casa noastră. Să promitem Domnului că ne va, vom face timp să venim la rugăciune miercuri seara, când este seara de rugăciunea bisericii. Oh, eu nu mă duc acolo că merge nu știu cine. Nu mai spune. Eu nu mă duc acolo că o, 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 o zis la scău că este rugăciune. Wow! Crezi că motivele astea o să țină înaintea lui Dumnezeu că tu nu te rogi, tu nu participi, tu nu te implici? Funcționează? O să meargă înaintea Domnului? Domnul să spună, ai avut ocazia să te rogi când ai vrut. Ți-am dat o casă mare și ai avut loc unde să te rogi și nu te-ai rugat. s am dat o soție care te-a bătut la cap multe vreme să te mai, ne mai rugăm și noi dimineața înainte de a pleca la servici și n-ai avut timp niciodată de chestia asta. Dumnezeu ți-a dat o biserică care te-a invitat la rugăciune și a predicat despre rugăciune și despre întoarcerea la Dumnezeu și n-ai vrut. Cred, crezi că o să țină înaintea Domnului alte motive? Haideți să ne rugăm și să spunem, Doamne, am vrea să ne întoarcem la Tine cu adevărat. Tu ești adevăratul Dumnezeu.